Bună ziua și bine v-am găsit la bordul navei care urmează să decoleze cu destinația Marte. Fariți-vă comozi deoarece urmează un drum lung. Decolare în 3, 2, 1. Racheta de decolare a fost realizată cu ajutorul circuitelor Reston. Bine ați venit la turul coloniei pe Marte. Acum aproximativ 100 de ani, multă lume credea că ideea de a locui pe Marte va fi nerealizabilă, însă am învățat să nu renunțăm niciodată la visele noastre, ajungând să ne cunoaștem puterile și să evoluăm într-un mod neașteptat de bun, rezultatul fiind astfel posibilitatea de a locui pe o altă planetă decât Terra, Marte. Intrarea noastră se face cu ajutorul unei camere numite Airlock, să mai bine zis camera care permite trecerea coloniștilor fără ca oxigenul să fie absorbit, stabilizând totodată și presiunea necesară, ne fiind nevoie așadar purtarea costumelor de astronauți în bază. Atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă avem camerele coloniștilor, fiecare clădire fiind dotată cu câte o bucătărie special amenajată. Dacă urcăm în partea de sus a clădirii, avem camerele coloniștilor. Fiecare cameră fiind dotată cu câte un spațiu de depozitare, o măsuță și câte un laptop. De asemenea, datorită gravitației, coloniștii vor dormi în sacoșe, în poziție verticală. Dacă mergem în partea din spate a clădirii, avem băile acestora. Fiecare baie este dotată cu utensile speciale, iar toaletele sunt făcute așa încât fiecare material depozitat în acestea să fie absorbit și depozitat mai departe într-un container, bineînțeles în scopul protejării mediului. Mergând mai departe, baza dispune și de o seră în care este produsă mâncarea. Știind că în spațiu efortul depus este aproape dublu față de efortul depus pe Terra, astfel încât am încercat să reducem pe cât de mult depunerea de efort prin implementarea unui sistem care culege automat mâncarea astfel. Dacă apăsăm pe acest buton, se va porni apa, care va culege automat toate legumele și alimentele. Și le va transporta în acest chest. Legumele mai apoi vor fi distribuite în chesturile de lângă. Pentru a reduce consumul de apă, avem de asemenea și un buton de închidere. Astfel, mâncarea este asigurată. În această parte se află centrul de comunicații, pe stânga și laboratorul pe dreapta. Centrul de comunicații le oferă coloniștilor posibilitatea de a ține legătura cu cei dragi și familiile de acasă, iar pentru realizarea acestei conexiuni am folosit aceste antene moderne, care de asemenea funcționează pe baza unor circuite resto. Întorcându-ne înapoi, în partea dreaptă avem laboratorul bazei. Pentru a menține securitatea și bună stare a bazei, am folosit o intrare care se bazează pe scanarea ochiului. Astfel, doar personalul autorizat are acces în laborator. Deoarece știm că mereu va fi câte ceva de descoperit, aici laboranții noștri se ocupă cu analiza și descoperirea diferitor substanțe și materiale care se află pe Marte. Îndreptându-ne mai departe în partea centrală, unde avem principala sursă de oxigen a bazei și totodată și spațiul în care coloniștii își petrec timpul liber, citind sau practicând diferite activități. Oxigenul este obținut prin procesul de fotosinteză a plantelor și copacilor. Cu ajutorul dioxidului de carbon și apei, atât plantele cât și copacii convertesc energia luminoasă în energie chimică, astfel producând de ajuns oxigen pentru întreaga colonie. De asemenea, un surplus de oxigen îl aduc și copacii din jurul bazei. În această parte avem hidrocentrala bazei, însă înainte de a intra în aceasta, aș vrea să mergem înainte la centrul de comandă a acesteia, de unde producerea apei va fi controlată. Știm că pe Marte s-a format gheață, astfel încât cu ajutorul acestor trei pompe, gheața este topită și apa filtrată, fiind apoi transportată în acest rezervor. Apa este folosită la hidratarea coloniștilor și în special pentru asigurarea și întreținerea copacilor și plantelor. Acum vă voi face demonstrație la cum decurge mai exact acest proces. La apăsarea butonului pornire, pompa va începe să extragă gheață din pământ, topind-o și filtrând-o mai departe în rezervor. Acest lucru este valabil pentru toate cele trei pompe. Bineînțeles, când rezervorul este plin, le putem închide. Întorcându-ne înapoi la hidrocentrală, toată apa din acest rezervor va fi mai apoi transportată cu ajutorul acestor două manete. Apa fiind așadar apoi e condusă prin aceste conducte albastre care înconjoară întreaga bază. Așadar, apa nu va mai fi o problemă pentru coloniști. Nu în ultimul rând, baza dispune de un depozit în care este depozitat atât oxigenul care ajută la respirație, cât și hidrogenul care ajută la producerea materialelor metalice, dar și la costumele de astronauți situate pe partea dreaptă. De asemenea, pentru mai bună organizare a depozitării materialelor și alimentelor, am creat un sistem de sortare
care depozitează automat fiecare material sau aliment pus în acest chest. Astfel, de exemplu, dacă punem un stack de cartofi, aceștia își vor face singur drumul la locul lor. Dacă așteptăm puțin, vom putea vedea că cartofii își vor face apariția în chestul lor. Se poate vedea astfel apariția lor. Materialele și elementele care nu apar pe tablițe vor fi transportate mai departe în acest chest. În prejurul bazei întâlnim cele trei seturi de panouri solare, care cu ajutorul razelor de soare oferă curent întregii colonii. Știm că pe Marte sunt multe furtuni, astfel baza este protejată de un aparat răznet, care nu doar că protejează baza, ci și prin contactul cu fulgerele, transmite energia mai departe, mai apoi la panourile solare aflate pe cupolă, producându-se astfel mai multă energie. Ieșirea din bază se face de pe baza unui airlock pentru a nu observi oxigenul dinăuntru. Pe partea stângă se poate observa satelitul Odisei creat de ruși, care asigură conexiunea între planeta Marte și Pământ. Pentru a părăsi această planetă, vom urca cu acest lift. Vă rugăm să vă puneți centurile de siguranță și să apăsați pe butonul de decolare că sunteți gata. Vă mulțumesc!